bărbat de etnie rom a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a intrat într-un conflict cu forțele de ordine. Pompilia Stana, purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Sălaj, ne-a transmis că în data de 3 august a fost reclamat un furt dintr-un autoturism în zona registrului autorom în Sălaj, în valoare de 700-800 de euro. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă mixtă de jandarmi și polițiști. Fiind informați că în zona au fost văzuți doi copii minori de etnie romă, organele de ordine s-au deplasat la domiciliul acestora, unde se afla tatăl copiilor, Șerban Stelian, și mama acestora, Alexandra Groza. Polițiștii au cerut inculpatului Stelian Șerban să se deplaseze la fața locului unde a avut loc furtul. Cooperant, acesta s-a urcat în mașina poliției, moment în care concubina acestuia a devenit recalcitrantă și a început să adreseze injurii forțelor de ordine. Un jandarm a invitat-o pe Alexandra Groza la secția de poliție și, în timp ce se deplasa către femeie, bărbatul acestuia l-a atacat pe jandarm cu o țeavă lungă de 1,5 metri, rănindu-l în zona umărului. Stelian Șerban a solicitat copiilor o coasă cu care a amenințat echipajul, iar copiii au început să arunce cu pietre în forțele de ordine. După 15 minute, jandarmii au sosit la domiciliul inculpatului Stelian Șerban, însoțiți de încă o echipă de intervenție din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Sălaj. În urma conflictului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, după care, în data de 4 august, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj.